am așa o discuție mai puțin formală. Adică, hai să încercăm să vedem ce v-ar interesa pe voi, ce ați vrea voi să fiți, ce ați vrea voi să obțineți de la viață și dacă înțelegeți că cititul, pentru că asta e tema pe care eu mi-am propus să o abordez, reprezintă o soluție. O soluție care vă va ajuta să vă atingeți scopul în viață. Aș vrea să întreb cine a citit săptămâna trecută o carte? Și care este aceea? Tu. Citesc și în prezent. Puterea celor șase. Și mai ai la ea? Mai am. Mai ai. Din ce ai citit până acum, ceva ți-a strâns interesul? Da. Sau pur și simplu o citești? De ce vă spun aceste întrebări? Zic. Chiar mi-a plăcut de la început și am văzut și prima parte a filmului. A fost chiar frumos, mi-a plăcut. Și poți să faci o paralelă ușoară între film și carte? Da. Și ce ți se pare mai concludent? Cartea. Cartea. Bun. Aici am vrut să ajung și îți mulțumesc frumos pentru răspuns. Toate studiile medicale făcute în toată lumea arată că cititul stimulează activitatea cerebrală. Stimulând irigarea creierului și a tuturor zonelor din creier, ajută la foarte, foarte multe lucruri, la sănătatea, practic, întregului organism. Atât la mișcare, revenind la ce a spus mai devreme, cât și la empatie, cât și la comunicare, cât și la posibilitatea de a-ți făuri, de a-ți contura un scop, un țel pe care să-l urmărești și să-l și atingi în viață. Cu cât citești mai mult, cu atât activitatea cerebrală se dezvoltă mai mult, se irigă mai mult, se pompează mai mult sânge și se aerisește mai bine și atunci comenzile la întregul organism sunt cele care trebuie și boala stă deoparte și ajută, bineînțeles, și la evoluția intelectuală, sigur, care și ea ajută și e necesară ca să evoluăm. Despre mine n-aș vrea să spun foarte multe. Sunt jurnalist. Inițial am făcut o facultate de filozofie, am predat un an. Nu aș putea să spun că nu mi-a plăcut, mi-a plăcut, dar probabil că mi-a plăcut mai mult jurnalismul și uite că am rămas aici. Ce spunea Manuela apropo de articole la comandă sau o anumită grilă la comandă? Uneori se poate evita. Deci jurnalismul e spectaculos așa în felul lui, pentru că te duce în multe zone, în extraordinar de multe zone. Este vreunul dintre voi care ar crede că ar vrea să scrie, să fie jurnalist? De televiziune, de presă scrisă, de oricare. Și de ce? Hai, tu? Hai, spune. Te rog. De ce ți-ar plăcea? Foarte simplu, îmi place să ascult oameni, să le arăt povestea, să le mulțumim. Și în care dintre specializări, dintre specialități ți-ar plăcea? În televiziune. Ca și cameraman sau ca și jurnalist? Ăla care întreabă. Nu, cameraman, mă cam. Ca și cameraman. Bun, și asta că până el nu se poate. M-ai adus exact unde trebuie. Adică, orice profesie nu se poate face de unul singur. Dacă o faci de unul singur și nu interacționezi, nu formezi o echipă, oricât de mică, treaba nu merge cum trebuie. Ce spunea mai devreme? Că ea voia să facă ceva. Și alții spuneau că altceva se cere, deși nu știu dacă se cere altceva. Eu cred că treaba cu copiii întotdeauna, și spun din experiență că eram pe vremea aia la cornisaj și făceam emisiunile cu copiii și aveam cea mai mare audiență. Celălalt nu mai e și cornisatul s-a transformat în altceva. Așa. Depășeam ProTV-ul, da, național la ora aia. Dar să de
depășit momentul ăsta. Deci este foarte important ca ceea ce faci, să faci în echipă. Revenim la ce am spus mai devreme, că îți stimulează empatia, capacitatea de a-l înțelege pe celălalt, de a lucra împreună cu el, de a empatiza cu el, de a sta împreună cu el când ți se, când ți se spovedește, când are nevoie de ajutor, când are nevoie de, de un sfat, să poți să îl dai, să poți să te pui în pielea lui. E mare lucru. Bun. Acum revenim la, la sănătatea asta care este ajutată de citit. Este arhicunoscut că în lume Alzheimerul face razvagii. Ce este Alzheimerul? Știe cineva? Așa. Este o boală extrem de gravă. Cam 100 de milioane de oameni anual în lume sunt diagnosticați cu Alzheimer. Boală care, spun cercetătorii, s-ar putea diminua ca și efect, ca și impact, sau s-ar putea amâna la o vârstă mult mai înaintată în condițiile unei activități cerebrale intense. Este foarte important, apropo de, de studii și de posibilitățile de a, de a face o comparație între cititul, așa că vreau și eu să citesc trei chestii acolo pe care le-am găsit undeva și în forță, au rămâne în examen, este o foarte mare diferență a activității cerebrale. Cititul în forță spre, nu știu dacă știe cineva, spre surprinderea multora, a dat rezultate extraordinar de bune în irigarea și oxigenarea creierului și în coordonarea mișcărilor întregului organism. Este foarte important. Regenerarea celulelor organismului se poate face printr-o bună irigare cu, cu flux sanguin. Irigându-se creierul, el dă comenz și întregul organism funcționează. Deci, ce să zic, cititul este poate unul dintre elementele cele mai importante pentru a face ceva, pentru a ajunge undeva, pentru a realiza ceva, pentru a atinge un scop anume. La copii. La copii, în momentul în care îi pui să citească, au fost studii realizate și aici, activitatea cerebrală pur și simplu se modifică. Noi nu ne naștem cu capacitatea asta de a citi. Nu avem această facultate fiziologică. Ea se dobândește. S-au făcut studii pe persoane analfabete vis-a-vis de persoane care citesc. Și un alt lot de persoane care au învățat să citească la maturitate. S-a făcut RMN. Știe cineva ce înseamnă RMN? Rezonanță nucleară magnetică. Este cea mai bună metodă de investigare radiologică a organismului uman. Așa se descoperă, spre exemplu, dacă pe creier e o problemă, dacă la oase e o problemă, dacă la organele moi e o problemă și foarte multe boli care sunt tăcute și care nu se simt decât în faza finală. Deci, citind, ce aflăm noi? Aflăm lucrurile astea, nu? Hai să întrebăm câți dintre voi citesc pe carte, pe hârtie și cât citesc pe e-book, pe telefon și așa mai departe. Cine citește pe hârtie? Cui îi place mai mult să citească pe hârtie decât pe e-book? Voi trei. De ce? În primul rând, nu știu, eu sunt obținat și problema cu... Sunt foarte conservatoristă și cred să nu... E un... E foarte bine pentru sănătate, în primul rând. Adică ochii, să nu îți obosesc, e mult mai... Și pot să memorez anumite chestii mai repede. Dacă evidențiez ceva, m-am încercat să învăț și de pe internet, cam aceleași informații. Dar mi-am fost mai practic să le-am făcut că pe fie, eventual nu puteam câteva notații, scrițele. Dovada vie a lucrurilor
lucrului pe care l-am spus anterior. Este foarte important. În ciuda faptului că societatea evoluează și toți ne adaptăm la ea și toți lucrăm cu calculatorul și toți folosim telefonul și cele mai trebuie ca să scurtăm timpul și să eficientizăm, ca să zic așa, ceea ce facem, hârtia are capacitatea de a ajuta creierul de mai multe ori decât ecranul. În afara faptului că ecranul afectează și acuitatea vizuală, adică o diminuează din cauza razelor care afectează privirea ochiul, lumina albastră, special, este cea care dăunează vederii, este capacitatea aia de, deci, odată atingi și ai senzația că literele alea le atingi, fără să-ți dai seama, în subconștient se întâmplă lucrul ăsta. Odată vezi, odată ce vezi, memorezi ceea ce pe ecran trece și nu rămâne memorat. Deci, poți să reții de mai multe ori în același timp, citind pe hârtie, decât citind pe ecran. Ceea ce, din păcate, nu se mai întâmplă decât puțin în ziua de astăzi și tare bine ar fi să o faceți. Acum revenim la cititul în sine. Sigur că cititul vă ajută foarte mult să înțelegeți lucrurile, să înțelegeți viața, să înțelegeți modul în care puteți să comunicați și modul în care vă puteți alege o profesie. Cine trebuia? Nu-i așa. Nu-i așa și mi-aduc aminte, fiindcă a fost zilele Voiculescu, zilele trecute, nu pot să nu-mi amintesc, cum era el ca medic. Un medic, un diagnostician foarte bun, care nu l-a dat niciodată și care ajuta pe toată lumea și din asta avea aproape o revelație. Deci aproape descoperea cu fiecare pacient în parte că ceva se întâmplă. Sigur, și-a câștigat existența din scris, pentru că a scris foarte bine și pentru că a scris nu doar literatură, unde este, cred că a spus că mai devreme, un etalon, ci și cărți medicale. Deci el a făcut studii pe care le-a publicat și care și în ziua de astăzi sunt studiate, sunt analizate, sunt folosite de medicii noștri. Deci citind, ce putem obține? Inteligență. Da. Hai că am zis eu așa câteva în curs, să vedem cât ați reținut din ce am zis. Inteligență, da, deci dezvoltarea orizontului cultural și dezvoltarea capacității intelectuale, vocabular, da. Putem citi mai repede, putem învăța mai repede. Da, da. Asta tot ca să ne eficientizăm capacitatea de a ne atinge un scop, până la urmă. Aș vrea să revin un pic la empatie. Noi oamenii, în ultimii ani, ne-am dezobișnuit să enfatizăm, să ne înțelegem unii cu ceilalți. Stăm pe paginile, pe site-urile de socializare, vorbim unii cu alții și uităm să ne întâlnim între noi, uităm să ne vedem, uităm să discutăm despre cartea pe care am citit-o, uităm să discutăm despre filmul pe care l-am văzut, despre piesa de teatru, despre concertul la care am fost, despre ce a spus, uite, Lucian Mănăilescu, despre ce a spus Manuela Dumneavoastră. Păi mi-a spus una ceva, uite cum a făcut ea de a ajuns să fie în ziua de astăzi, uite, la nivel național organizează niște chestii. Oare eu aș putea să fac? Aș putea, dar dacă stau închis în casă și nu mă comunic și cu prescurtări din alea pe Facebook, pe care eu n-am reușit să le înțeleg. Așa, sigur că și la examen veți fi tentați să puneți prescurtările alea la un moment dat, fără să mai conștientizați că ați greșit și sigur că veți lua notele care s-au văzut la BAC în ultima vreme. Și să știți că nu din neștiință au luat note, mulți dintre cei care au luat note mai mici. Au învățat, dar din aceste cauze de lipsă de practică, de comunicare și de empatie, s-au dezobișnuit să comunice, să comunice eficient. Că aici vreau să ajung la o comunicare eficientă. Degeaba comunicăm dacă nu comunicăm eficient.